Piața imobiliară din România este în regres încă din 2008, iar în 2013 prețul imobilelor a ajuns mai scăzut ca niciodată. Vânzările s-au blocat de mai mulți ani pe fondul lipsei de încredere în stabilitatea prețurilor și mai ales datorită rezervelor băncilor, care au impus restricții mari la acordarea creditelor. La Giurgiu, anul imobiliar 2013 a fost unul în care s-au făcut puține tranzacții. Anul 2013, din punct de vedere imobiliar, n-a fost un an foarte bun. Pe piață au existat foarte, foarte multe imobilele scoase la vânzare, apartamente, terenuri, case, însă foarte puțin cumpărători. Numai spre sfârșitul anului au început să vină câțiva cumpărători care au făcut credite prin programul Prima Casă. Specialiștii estimează că anul 2014 va aduce schimbări pe piața imobiliară din România, dar nu din cele mai bune. La fel ca și în anul 2013 și în 2014, imobilele vor scădea ca prețuri. Părerea mea personală este că vor scădea între 5 și 10% în funcție de dotări, se știe, și de locația respectivă. Blocarea vânzării imobilelor a influențat în ultimii ani piața închirierii de imobile sau spații de birouri în imobile destinate locuinței. La Giurgiu, majoritatea spațiilor comerciale au rămas neînchiriate. În schimb, se închiriază imobile pentru locuit. Închirierile sunt încă căutate. Sunt încă căutate, dar prețurile nu sunt în creștere, nici în scădere, sunt pe o linie dreaptă. O altă perspectivă are vânzarea de terenuri, în special cele arabile. Deja în a doua parte a anului 2013, prețul unui hectar de teren arabil a crescut în zona de sud a țării cu peste 25%. Terenurile în anul 2014, părerea mea personală este că vor crește ca prețuri, mai ales terenurile aflate în extravilanul Giurgiului și satelor învecinate. Mai ales terenurile care se află în sud vor avea o căutare foarte mare, fiind niște terenuri arabile foarte bune din punct de vedere agricol. Acum așteptăm să vedem și legea cum va fi dată, dar părerea mea că vor crește destul de bine. O veste bună în domeniu vine la începutul acestui an pentru cei care vor să-și cumpere un imobil prin programul Prima Casă. Din câte am înțeles, s-a suplimentat și pentru anul 2014 fondul pentru prima casă. Ca noutate, am înțeles că nu se mai dau credite în valută, ci numai în lei. Condițiile sunt cele asemănătoare din anul 2013, adică cel care vrea să cumpere trebuie să aibă o 5% participațiunea lor și restul va garanta statul. Iar statul, am înțeles că va da până la concurența sumei de 70.000, contravaloarea sumei de 70.000 de euro, în funcție de veniturile celor care vor să cumpere. Am lăsat la final sfatul specialiștilor pentru cei care vor să investească în piața imobiliară. Părerea mea că în momentul acesta este momentul propice pentru cumpărare de imobile. Bănuiesc că în anul 2015 imobilele vor începe să crească ca preț.